încercăm să punem umărul la educație. Cancerul de col uterin n-ar trebui să existe în secolul 21. Ar trebui să fie în trecut. Acolo, lângă bolile eradicate, lângă variolă, lângă ciumă, nu știu cum să mă exprim altfel, ar trebui în mod logic să nu mai existe. Avem profilaxie primară, avem profilaxie secundară, cunoaștem agentul etiologic al leziunilor precanceroase și a cancerului de col uterin și mai mult decât atât avem vaccin. Avem toate armele ca să trimitem această boală în istorie și, din păcate, nu există decât două mecanisme eficiente, și anume educație și vaccinare. Sunt strâns legate între ele și noi asta încercăm să facem azi. Ce trebuie să știe părinții în acest sens? Păi, ca să fiu foarte scurtă, eu am doi copii, sunt amândoi vaccinați, la timp. Trebuie să admit că mi-amintesc destul de trist de momentul primului meu copil când a fost vaccinat. Eu am fost convinsă de importanța și veridicitatea datelor medicale și am comandat un vaccin pentru fetița mea. După 2 ani s-a introdus gratis în școli și proiectul a eșuat într-o măsură foarte mare. Asta trebuie să știe părinții, că își pot apăra copiii, nu trebuie să fie, cum să spun, absolută această măsură. Ghidurile în vigoare ne recomandă screening-ul la fel pentru pacienta vaccinată și cea nevaccinată, dar știm că avem această armă extraordinar de eficientă, iar cele două state care vaccinează de decenii generațiile de oameni tineri și băieței și fetițe sunt în competiția pentru câștigarea titlului de primul stat care a eradicat cancerul de col uterin. Cui se adresează vaccinul? Acum depinde de... Mă refer la vârstă. Ideal, sau mă rog, efectul maxim este obținut dacă vaccinul este administrat cu 4-5 ani înainte de debutul vieții sexuale. De aceea, campaniile de vaccinare se adresează fetițelor în clasa a 5-a, a 6-a. Depinde foarte mult de părinți și toate efectele acestor campanii de conștientizare, din păcate, depind de riscul bazal al populației generale, de politicile, de filozofia politică a statului respectiv, dar și de percepția pacientei asupra intimității și o grămadă de alți factori. Unele mămici se tem să își vaccineze copiii, fetițele. Cum, dacă ar veni la dumneavoastră să vă întrebe, cum le-ați determina să înțeleagă că este un lucru benefic și sănătos pentru a vaccina copilul? Toate studiile de safety, deci de siguranță a vaccinurilor anti-HPV, au demonstrat că este o armă sigură. Avem FDA, avem EMA, adică Agenția Europeană a medicamentului. Avem toate societățile de vaccinologie din Europa. Toate aceste foruri științifice sunt de acord asupra siguranței vaccinului și, sincer să fiu, nici nu e nevoie să vă consiliez foarte mult. Dacă spun că am doi copii și amândoi sunt vaccinați, de obicei e suficient, pentru că oamenii general sunt mai tentați să facă ceea ce faci decât să facă ceea ce le spui tu că ar fi bine să facă.